Dragi cititori, bun găsit! Vreau să vă citesc o poezie din volumul de versuri Sfera de Foc, care cuprinde un număr de 10 volume de poezii pe care eu le-am scris de-a lungul timpului. Sunt primele 10 volume de poezii, iar această poezie am scris-o când aveam 20 de ani. Se intitulează Haideți tineri și are două părți. Partea 1. Hei, ne-am ajuns de ocară. Nu auzi cum plânge Dumnezeu la fiecare poartă închisă? Voi, cei însingurați de păcatele voastre, voi, cei însingurați din cauza urii din voi, lepădați tina păcatului vostru și întindeți brațele spre Iisus Hristos, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Tineri, voi ce sunteți bătrâni, pentru că sunteți bătrâni sufletește, aruncați bătrânețea din voi, primind lumina lui Isus, primind lumina de candelă, în ochii voștri spurcați de săruturi, de idei ce nu v-au folosit niciodată, de țigări și dansul satanei. Și-a făcut omul jucării ca să-și uite de păcate, să-și umple timpul lui gol de gândire. Și l-a uitat pe Dumnezeu. E atât de simplu. Și-a făcut mașini, blocuri, avioane. Are știința cu care creează goluri de aer. A distrus copacii și a strivit florile și crede cu atâta mândrie în el. E persoană importantă în lume, devenit din maimuță om. Își aprinde becuri și le închide când vrea. Astea țin loc de soare, de lumină. Dă drumul la muzică la casetofon și aude spurcăciunile lumii cântând. Dă drumul la televizor și vede femeile goale cum se întind ca viermi. E bogat. Are de toate învățatul nostru. Pleacă în străinătate să-și etaleze cunoștințele. America e la modă, nu mai e Parisul. El nu-și vinde țara și o dă degeaba. Nu-și mai place neamul. E de proști, de calici. Nu are dolar România. Nu are. E calică. Nu are oameni vrednici să-i asculte vorbind. Partea a doua. Haideți tineri, feciori și fecioare, voi haiduci minunați ai neamului meu, intoxicați în felul acesta, nu simțiți, nu simțiți cum acel ceva sensibil din voi plânge de frică să nu fie distrus? Prinți și prințese ai neamului meu, nu vă apasă povara prostiei din jur? Haideți tineri adevărați, să devenim tineri prin lumina liturgiei, să devenim tineri desăvârșiți, cântând lui Dumnezeu și oamenilor despre iubire. Noi, cei ce ne temem de bătrânețe, noi, cei ce ne temem de moarte, să aruncăm toată scârba ce vine din tină, sfințindu-ne trupul nostru, îndumnezeindu-ne speranța noastră, înălțându-ne sufletul nostru pentru a deveni îngeri aici pe pământ. Hei, tineri monah și miren totodată, să fim tineri prin rugăciunea noastră, găsindu-L pe Dumnezeu pe pământ fiind, nu mai suntem bătrâni, nu mai suntem morți, suntem pururi tineri, chiar și bătrâni fiind. Să aruncăm toate păcatele noastre, nu vedeți câtă suferință aduc? Să ne spălăm trupul și sufletul nostru prin botezul lacrimilor noastre, să venim la Iisus, Mântuitorul Lumii, căci prin El moartea este învinsă, suntem în viață și prin viață în El. Haideți, haideți tineri și vârstnici, monahi și mireni totodată, să răsturnăm sufletul nostru cel întinat, întinat de păcate, să devenim pururi tineri, tineri în lumina liturgiei, în lumina lui Isus, Isus Hristos Mântuitorul nostru, înălțat la ceruri și prezent cu noi în serile de taină a rugăciunii noastre. Haideți, haideți tineri! Nu vedeți ce greu este să fii singur, singur numai cu prostia și cu păcatele tale și a celor din jur? Singur și numai cu dorința de a fi alături de cel care luptă la fel ca și tine? Haideți, feciori și fecioare, haiduci minunați ai neamului meu, plăiești tineri ai Sfântului Ștefan, lucrați tainic prin rugăciunea voastră, dați perdeaua necuroasă din fața ochilor voștri, mistuiți-vă în codrii de gânduri
și luați aerul dreptății în piept. Hei, m-auziți? M-auziți? Prinți și prințese, ajutați-mă, ajutați-mă, nu mai pot singură, am obosit. Hei, hei, m-auziți? Nu suntem calici, nu suntem neam de ocară. Putem răsturna răul din noi și din lume. Putem învinge moartea sufletului nostru. Haideți, haideți, tineri, să repetăm cuvintele Mântuitorului. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Haideți să devenim noi înșine, în propria noastră libertate, prin lumina lui Dumnezeu. Să facem din neamul acesta ajuns de ocară să dăinuie printr-o cetate de sfinți. Să facem din el așa cum l-a visat Eminescu și Bălcescu și Iancu și Tudor Vladimirescu, așa cum îl visa fie ce domnitor legat de pământ și de țară, de înțelepciune și de Dumnezeu. Haideți, tineri, monac și mireni, să ne ajutăm prin cuvântul nostru lăuntric. Nu simțiți? Nu simțiți cum cineva bate la ușă, iar noi nu răspundem? Nu deschidem? Haideți să privim, să privim la minunăția naturii și vom auzi, vom auzi cum cântă Dumnezeu. Hei, frumusețe tânără și trainică, tineri ce suntem tineri și vom rămâne tineri, să aducem jertfa sufletului nostru pe altarul creației, ce este viața noastră îndumnezeită. Știți? Pământul are nevoie de sfinți, cum are nevoie o floare de soare. Luați-vă rolul în serios, că Dumnezeu ne așteaptă în taină să plângem și să vorbim fericiți alături de El. Haideți, tineri, partea întâi și partea a doua, din volumul de poezii Sfera de Foc. Sunt Victoria Duțu. Mulțumesc!